Înainte de emisiune am aflat că vi s-a confirmat testul pozitiv. Ați fost infectat și dumneavoastră. Da. Cum vă simțiți? Da, de păcate. Cum vă simțiți? Ieri am trimis la spital soția, la Spitalul Republican, și astăzi iată, s-a confirmat și acest test negativ. Din păcate, prea multă lume în jurul nostru este bolnavă. La mine și șoferul s-a îmbolnăvit, și soția, și doi frați, și mulți tari prieteni. Eu cred că săptămâna aceasta, vreo 15, am însemnat numai pe Facebook, prietenii au plecat. Regrete. Asta e viața Moldovei de astăzi, din păcate. Acum câteva clipi am aflat veste tristă că a decedat și avocatul Vyacheslav Tsurkan, doar că eu încă nu cunosc, încă nu mi-a confirmat sursa dacă acesta a decedat în urma COVID-ului. Îmi pare foarte rău, condoleanță rudilor avocatului Vyacheslav Tsurkan. Domnule Deacov, dar pentru că ați spus că de ieri soția dumneavoastră este internată la spital, cât de ușor ați găsit loc în spital? Pentru că se spune că acum este foarte greu cu asta. Păi două zile a așteptat să elibereze un loc. Două zile pentru că nu erau locuri? Și eu nu știu câte zile voi aștepta, fiindcă tot am vorbit azi cu mai multe spitale și eu cred că este o problemă mare. Dar cum credeți, dacă n-ați fi fost asta dumneavoastră și soția dumneavoastră, existau șansele să așteptați mult mai mult decât două zile? Ei, voi încet seara cu poveștile voastre. Eu nu știu, așteptau, nu așteptau. S-au adresat, adică dacă omul este bolnav și dacă omul trebuie să fie spitalizat. Eu nu fac diferență între un deputat și un oricare alt cetățean, dar dacă noi astfel vom privi lucrurile, atunci eu nu știu unde să mai ajungem.